Începând de astăzi, comercianții care vând produse în piețele Sucevii trebuie să aibă mănuși și măști de protecție, de asemenea folii transparente cu care să acopere marfa. Tot începând de astăzi, se suspendă activitatea pe stadioane, în bazine de înot, săli de fitness, pentru a ne proteja. Așa cum se știe, a anunțat ministrul de interne încă de aseară că se închid restauranturile, barurile și așa mai departe, cafenelele, la fel măsuri de protecție. La fel, începând de astăzi, operatorii de taxi au obligația de a face dezinfecție în fiecare zi la mașină. Noi vom dezinfecta stațiile de taxi. Acest lucru va fi urmărit de serviciul de specialitate din primărie. Sigur că s-au mai luat și alte măsuri, așa cum se știe, am suspendat activitatea de intrare la primărie a cetățenilor din municipiul Suceava, asta e dată și prin dispoziție la nivel național. Astăzi se intră limitat în primărie, avem pe lângă polițistul de la poartă și ofițerul de servici care face o triere acolo, numai persoanele care au strictă nevoie să intre în primărie intră, de obicei coboară salariații la ușa primăriei pentru a le rezolva problemele. Ne-a prins aici în primărie un șantier, un lucru bun până la un punct, la fel, având în vedere faptul că se preconizează că vor fi 2 săptămâni cruciale pentru răspândirea acestui virus, am dat dispoziție, am discutat cu constructorul, ne-am consultat cu cei de la Ministerul Dezvoltării, am suspendat pe 2 săptămâni lucrările aici în primărie, celelalte proiecte europene se desfășoară normal. La fel, am suspendat audiențele și aici, legat de acest lucru, vreau să vă spun că tocmai de aceea, sau și de aceea, am instituit un număr de telefon direct la cabinetul primarului. Începând de duminică, cetățenii pot suna la acest număr pe care noi l-am afișat, în așa fel încât cei care au probleme legate de acest coronavirus să poată suna direct la primărie, cei care sunt autoizolați la domiciliu, cei care au altfel de probleme de alimentare cu apă, mâncare, cei care au nevoie de medicamente și vreau să vă spun că deja avem foarte multe solicitări, bătrâni care ne cer sprijinul și vă rog să mă credeți, chiar unii ne cer să-i ajutăm să-și procure anumite medicamente care nu se mai găsesc și multe asemenea aspecte. Tocmai că nu mai avem audiențe în direct, trebuie, mă rog, cu accesul populației în primărie, așa acest număr de telefon va fi pentru a rezolva problemele pe care le ridică sucevenii. La fel, am amânat cu două luni, până la data de 31 mai ședințele Asociației de Proprietari care erau obligatorii până la data de 31 martie. La fel, vreau să vă spun că ședința de Consiliu Local, cel puțin în această lună, se va face de la distanță. Consilierii locali au tablete din partea primăriei, vor primi ordinea zi, cum puneți și acum, pe tablete, își vor exprima punctul de vedere la fiecare proiect, amendamentele, votul. Deci ședința de Consiliu Local de pe data de 26 martie, ședința ordinară acestei luni, se va desfășura de la distanță. Am toată stima pentru și am avut-o dintotdeauna pentru medicii de la spital, care sunt adevărați eroi în această perioadă și vreau să vă spun că primăria municipiului Suceava va acorda un sprijin financiar pentru acea doctoriță care este într-o situație destul de delicată. Vom intra cu hotărâri de Consiliu Local și vreau să vă spun că primăria a pus la dispoziție 57 de cadre medicale de la medicina școlară și de la creșă, din care 19 medici, iar diferența asistente medicale. Deci suntem solidari cu cei de la spital, îi apreciem, au tot respectul nostru, știu că duc o bătărie foarte grea. Vrem să facem tot ce este posibil, să limităm răspândirea acestui virus, suntem într-o situație de alertă, într-o situație de stare de urgență, sigur că ne supunem la ceea ce vine de la centru și nu vom evita de câte ori este nevoie să convoc acest comitet pentru situație de urgență la nivel național. Dragi suceveni, în această perioadă foarte grea pentru țara noastră, pentru orașul nostru, am o rugăminte la dumneavoastră să stați cât mai mult posibil acasă, să evitați deplasările, să nu mergeți în spații aglomerate, să ne rugăm la Dumnezeu ca orașul nostru să fie cât mai puțin afectat de această epidemie. Sigur că încercăm ca viața să meargă mai departe, normal, avem foarte multe proiecte la primărie, foarte multe investiții pe care le derulăm și vreau să vă prezint câteva dintre ele. În această dimineață am semnat contractul pentru realizarea podului peste pârâul cetății,
în cadrul proiectului Ruta Alternativă Suceava-Botoșani. Acest contract a fost semnat cu Asocierea Maghebo SRL Sece Câmpul Moldovene Sece Drupo SRL Suceava. Au fost două oferte depuse, Asocierea Sece Cornel Flor SRL plus Area Construc SRL plus Sece Comir SRL și cea de care v-am menționat-o înainte. A fost câștigătoare, deci Asocierea Maghebo SRL plus Drupo SRL pentru suma de 3.142.446,06 lei fără TVA. Termenul de realizare a lucrării de proiectare plus execuție este de 9 luni, în urma discuțiilor pe care le-am avut în această dimineață cu cei care au câștigat licitația, m-au asigurat că în termen de 6 luni ei pot face acest podeț. La fel de important, așa cum v-am spus, se lucrează la zona de agrement pe malul râului Suceava și acolo noi, în paralel cu Direcția Apelor Române, cu acordul lor, pentru că este proprietatea lor, vrem să apărăm malul de acolo, să protejăm malul drept al râului Suceava pe o lungime de 1600 de metri, 1,6 km, ca atare, ca în urma unor estimări făcute de oameni de specialitate, sunt necesare 1.250.000 de euro fără TVA sau 6.012.500 de lei fără TVA. Vom face toate mersurile necesare, am discutat și la Compania Națională de Investiții, este o posibilitate să primim niște bani de acolo, să consolidăm, așa cum am spus, malul drept al râului Suceava, pe acea porțiune, unde pe 15 hectare se amenajează zona de agrement a municipiului Suceava. Lucrările pe fonduri europene merg destul de bine. Un alt proiect la care se lucrează foarte bine este cel legat de realizarea unei grădinițe în cartierul Bârdujeni Sat și vreau să vă spun că suntem la faza de a face licitația pentru mobilier. Este prins o sumă de 249.993,85 fără TVA pentru măsuțe, scaune, dulapuri. Facem această licitație, noi avem speranța ca până în toamnă să terminăm această lucrare care merge foarte bine, se lucrează la acoperiș, sunt convins că ea va fi terminată înainte de termen, termenul era în primăvară, eu sunt convins că în această toamnă avem șanse reale să finalizăm acest contract. O problemă care rămâne de actualitate, chiar dacă vremurile sunt cum sunt, este cea legată de asigurarea forței de muncă calificate în municipiul Suceava. Tocmai de aceea voi intra în Consiliul Local și vom da o hotărâre de Consiliul Local în care municipiul Suceava să devină centru de excelență pentru formare profesională în sistem dual. Sigur, aici vom colabora cu Inspectoratul Școlar Județean și, ca țintă, identificarea și selectarea elevilor. Vom face centri de informare și consilieri permanente pentru comunicarea între autoritățile locale, mediu economic, părinți. Sprijin pentru înființarea unui centru public-privat pentru formarea și perfecționarea profesorilor, maestrilor, instructorilor. De asemenea, baze de date privitoare la formarea resursei umane, o bază de date cu traseu profesional, cariera absolvenților, avantajul municipalității și al comunității, sprijin real pentru firmele mici și mijlocii, abordarea multidisciplinară, cât și instrumentele de dezvoltare vor permite combinarea măsurilor pentru modernizarea pieței muncii cu cele educaționale, stabilirea unui cadru instituțional performant, de încredere, pentru angajarea de resurse umane, inițierea de investiții unitare pe concentrarea efortului financiar într-un singur punct. Așa cum se știe aici, Primăria Municipiului Suceava are deja două proiecte europene pentru învățământul dual. Discutăm aici de cele două colegii tehnice, Petru Mușat, la care vom avea cu siguranță un câștigător, a avut loc licitația, și, bineînțeles, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, la care urmează să semnăm contractul de finanțare, a fost aprobat, urcat de pe lista de rezervă, pe lista titulară, deci vom semna contractul și acolo. Promovarea educației antreprenoriale la elevi, integrată cu conceptele din programul România Profesionistă și primul furnizor calificat de forță de muncă specializată din municipiul Suceava. Vom desemna un coordonator, vom face un grup de coordonare a acestui proiect. Trebuie să ne preocupim în continuare să calificăm forța de muncă. Nu este o rușine să fii muncitor dacă ai o înaltă calificare și vreau să vă spun că, așa cum știți, am lucrat la AMR, am fost director general executiv, am parcurs toate etapele profesionale acolo, am lucrat la modernizarea mașinii de hârtie de acolo și vreau să vă spun că muncitorii calificați, specializați, care vineau din Austria sau din Italia, erau la mare înălțime. Erau egal ca și salariu și ca și, eu știu, demnitate cât un inginer. Deci nu este o rușine să fii un muncitor specializat în domeniul tău. Și în ultimul rând ne dorim
în această primăvară, așa cum am spus, să plantăm 1000 de arbori și aici, sigur, 500 de arbori dorim să-i plantăm pe municipiul Suceava și ceilalți în, la zona de agrement și pe dealul Tătăraș. În municipiul Suceava vom planta 80 de platani cu circumferința de 350-450 cm, 80 de bucăți, alții mai groși cu circumferința de 400-500 cm, 20 de bucăți, tei argintiu 50 de bucăți, mesteac în 30 de bucăți, prun roșu 80 de bucăți, arbori la lea 60 de bucăți, tuia 50 de bucăți. Am vizitat zile trecute seara de la domeniul public, vreau să vă spun că răsadurile acolo merg foarte bine. Sigur, ne rugăm încă o dată la Dumnezeu să ne ferească de această epidemie și totuși viața trebuie să meargă înainte, primăvara vine și ne dorim și în acest an să avem un oraș al florilor.